A fost promulgată legea potrivit căreia beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în unele zone afectate de poluare remanentă, precum și pe o rază de 8 km în jurul acestora. De noile prevederi legale vor beneficia și locuitorii municipiului Călăraș. Legea a fost modificată la propunerea deputatului PSD Sorin Vrăjitoru. Special pentru Călăraș, legea pensiilor, legea 263/2010, articolul 65, dă posibilitatea cetățenilor care au domiciliat 30 de ani în zone cu poluare remanentă să iasă mai devreme la pensie cu 2 ani de zile fără să le fie afectate celelalte drepturi. Legea este din 2010. Intrând în Parlament, am descoperit această posibilitate ca și călărășenii noștri să beneficieze de această prevedere legală. Am inițiat o propunere legislativă, un amendament de completare a articolului 65 și de introducerea a Călărașului pe această listă. Ne dă posibilitatea și dreptul ca din cauza combinatului siderurgic și în speța uzinei coxochimice care este trecut la nivel național într-un nomenclator la poziția 74 și acolo scrie cu subiect și predicat că uzina coxochimică este sit contaminat, sit poluant remanent, călărșinii se iasă mai devreme cu 2 ani de zile la pensie. Legislația privind sistemul unitar de pensii publice prevede că de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani beneficiază persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate din cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, flor, clor, feldspat și siliciu, ori de radiații din minereurile radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri de pulberi metalice și sau cox metalurgic, din mai multe localități pe o rază de 8 km în jurul acestora. Deputatul Sorin Vrăjitoru a declarat: am reușit, în calitate de deputat, repararea unei legi care îi nedreptățea profund pe oamenii din Călăraș. Este vorba despre legea 263/2010, referitoare la cei care pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare prevăzută de lege și care au locuit o bună parte din viață în zonele afectate de poluare remanentă. Domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, scriu această declarație politică în câteva rânduri cu gândul la călărășenii care au trăit în ultimii 30 de ani și nu numai între două mari combinate, combinatul siderurgic și combinatul de celuză și hârtie, aflate de o parte și de alta a orașului Călăraș. Sunt unități industriale care au dat de lucru călărășenilor, au ținut economic orașul multă vreme, dar au făcut și mult rău prin poluarea excesivă, așa numită poluarea remanentă. Prinși la mijloc între zone industriale, oamenii au suportat poluarea și au inhalat aer toxic zeci de ani. De curând, de la 1 iulie 2017, a fost extinsă lista orașelor în care locuitorii se pot pensiona mai devreme fără a pierde bani printr-un amendament la legea pensiilor. Este vorba despre o completare care există deja în legea 263/2010, referitoare la cei care pot beneficia de o reducere de 2 ani pentru obținerea pensiei anticipate parțiale. Astfel, pe lângă Baia Mare, Copșa Mică, Târgu Mureș și Sladna beneficiază acum de pensionare anticipată fără a pierde drepturi bănești și locuitori din Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea. De ce nu și cei din Călăraș? Stimați colegi, călărșinii au și ei acest drept. Vă propun să îndreptăm inechitatea printr-un amendament la legea pensiilor în care să includem și Călăraș pe lista orașelor unde locuitorii pot beneficia de reducerea cu 2 ani a vârstei standard de pensionare fără să fie afectați de penalizarea stabilită pentru pensie anticipată. Mulțumesc, deputat PSD Călăraș, Vrăjitoru Sorin.